Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava este beneficiar unui proiect POCU care se adresează copiilor cu părinții plecați în străinătate. Denumirea proiectului este EFB, adică Educație pentru Familii Fără Bariere. Valoarea proiectului este de 4731,378 de lei. Proiectul se va derula pe parcursul a 24 de luni. Vor fi implicate 7 școli din județ, 285 de elevi și 285 de aparținători, părinți sau tutori legali. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la învățământ a 285 de copii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, cu accent pe copiii care au probleme emoționale. Obiectivul 1. Stimularea participării la educație și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin furnizarea de servicii integrate destinate unui număr de 285 de copii. Vor fi implicați în proiect 7 consilieri școlari care vor face activități cu acești copii. Vom avea și activități extracurriculare, tabere, școli de vară și alte activități care să îi dezvolte emoțional. Vă așteptăm cu drag la activitățile proiectului. Consiliul Județean Suceava asigură cofinanțarea de 15% a proiectului. Vă așteptăm să participați la proiectul Educație pentru Familii Fără Bariere.